acolo este că sunt de la Ocorocului. Imagini apocaliptice în județul Buzău. 300 de hectare de teren au fost cuprinse de flăcări, iar incendiul de vegetație uscată s-a propagat la o pădure de pin din comuna Breaza. 50 de hectare de pădure s-au aprins ca o torță, dând naștere unui nor de fum care a acoperit pentru câteva momente lumina soarelui. Din pricina vântului, focul s-a extins cu repeziciune și a cuprins alte 6 hectare, dintr-o litieră de pădure aflată pe raza comunei Pietroasele. La fața locului au fost mobilizați peste 100 de pompieri și jandarmi, care au încercat cu apă și lopeți să împiedice extinderea incendiului spre zonele populate. Au lucrat în schimburi pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică, în încercarea de a izola și lichida flăcările. A plecat din partea cealaltă, dinspre Văleanca, spune un cioban din ăsta. Eu locuiesc aici aproape și am văzut că tot se întinde focul ăsta, ars acolo sus în puieții. Au fost trimise în sprijin mai multe autospeciale cu apă și spumă, ATV-uri și o șenilată, având în vedere zona greu accesibilă în care se manifestau flăcările, dar nu au fost de ajuns. Incendiul se manifesta violent și înainta cu viteză, întețit de vântul puternic. Atunci autoritățile au luat decizia de a solicita sprijin din partea Ministerului Apărării Naționale. 2 aeronave C-27J Spartan din dotarea forțelor aeriene române, configurate pentru misiuni de stingere a incendiilor, au executat 8 misiuni în zona localității Breaza, în sprijinul forțelor care acționau la sol. Fiecare aeronavă a putut transporta câte 6.000 de litri de apă la fiecare trecere. Din pricina numărului mare de incendii de vegetație uscată înregistrate în ultima perioadă, prefectul județului Buzău a declarat că va solicita poliției să execute misiuni de supraveghere pe raza comunelor pentru a-i descuraja pe cei care pornesc incendiile. Voi solicita, conform ordinului 60 din 2010, ca IPJ Buzău să declare zone de siguranță publică comunele în care am constatat că acest fenomen se propagă în mod intens și nu reușim să-l stăvilim. Asta înseamnă că se pot dispune măsuri suplimentare, atât pe linia infracționalității, a criminalității, pentru că deja vorbim despre așa ceva, cât și se pot solicita măsuri locale, măsuri din partea autorităților publice locale și mă gândesc în primul rând să se organizeze prin CLSU-urile locale activități intense, sub grafic, activități de supraveghere a tuturor celor care ies din vatra satului. Mii de hectare de teren au fost incendiate în ultima lună. Au fost afectate locuințe, păduri, terenuri, chiar și instalații petroliere. Situația pare scăpată de sub control, deși autoritățile au anunțat anchete, sancțiuni și dosare penale împotriva celor care dau foc terenurilor pentru a le curăța de vegetația uscată.